I-am alături de mine astăzi pe doi prieteni deja, oameni de-ai casei. Astăzi îi numim No Stress, cred că se potrivește perfect momentului din zi, Alexandru și Elize. Bună, bună, bine ați venit la Radio 3net! Bine v-am găsit și vă mulțumim din suflet pentru invitație. Ca de fiecare dată ne bucurăm super, super mult, da, că suntem aici. Știu că voi aveți extrem de multe lucruri de făcut toată ziua, dar vreau astăzi să vorbim puțin despre proiectul acesta, No Stress, pentru că se pare că perioada asta de liniște și de pandemie, sau în perioada asta de liniște și pandemie, voi ați copt-o, ați avut mai mult timp să faceți niște lucruri creative. Ca majoritatea artiștilor, am văzut că este o creativitate, abundă internetul de creativitate. Păi, vroiam de mult să facem chestia asta și așa cum ai spus și tu, am profitat de faptul că am avut mai mult timp la dispoziție și ne-am permis să lucrăm la prima noastră piesă și suntem super, super entuziasmați că se întâmplă chestia asta acum, mai ales că a fost așa un an un pic mai ciudățel și cumva încercăm să ne alinăm prin faptul că am lansat această primă piesă. Ideea piesei s-a născut înainte de pandemie, deci cumva am avut un avantaj pentru că înainte să intrăm în pandemie am reușit să înregistrăm o parte din instrumente, ca apoi în perioada aceea de izolare, Cristi Dămitrescu, toboșarul nostru, s-a apucat așa de studiu, să zic, și a început să studieze partea sa de mix și mastering și am avut avantajul ca el să învețe chestia asta și să putem profita, să zic așa, de el și să lansăm prima noastră piesă, care este piesă super, super energică și care credem noi că ne reprezintă, pentru că, na, asta e una din calitățile trupei din care fac parte. Toți oamenii sunt așa cu chef de cântat, cu chef de dans și am dorit foarte mult ca această primă piesă să reprezinte vibe-ul nostru. Eliza, ar fi fost și păcat, pentru că fiecare individual e un muzician extrem de bun și dacă nici voi nu puteți să faceți creații proprii, atunci cine ar mai putea? Mulțumim! Mulțumim de suflet pentru apreciere. Ne doream de mult timp să facem chestia asta, însă, nu știu, câteodată te prinzi în vâltoarea acțiunii, să spun așa, și uiți să-ți acorzi mai mult timp și pentru creație. Așa este. Pianistul ce zice? Pianistul foarte fericit. În primul rând, bună ziua tuturor, să rămână doamnelor, domnițelor. E foarte mișto proiectul ăsta, No Stress, din care fac parte și sunt onorat să fac parte deja de 6 ani. Exact cum ați spus, există 7 individualități foarte puternice, fiecare cu spiritul lui, cu credința lui, cu tendințele lui, cu tabieturile lui și pot să spun că Eliza aici de față reușește să ne aducă la o congruență și să fim fericiți de fiecare dată când ne întâlnim în sala de repetiții sau când ne întâlnim într-un spațiu în care trebuie să punem la muncă o bucățică din spiritul nostru, respectiv creativitatea. Cântecul ăsta într-adevăr ne reprezintă, pentru că așa cum îi spune și numele, Electrica, vorbește despre o ramură foarte profundă a omului, o ramură care există sau nu există. La noi toți există. Ăștia 7 care suntem, vibrăm și reușim să emanăm un soi de electricitate. Facem oamenii să vibreze, să se bucure alături de noi și cred că asta e cel mai important. Că, până la urmă, hai să vorbim puțin de stilul piesei, pentru că de la o trupă care a cântat cover-ul, de data asta vă puneți amprenta personală. Ce stil ați ales pentru cei care ascultă și sunt un pic în dubiu? Să știi că noi chiar și în repertoriul de cover pe care l-am abordat, niciodată nu am cântat impersonal, să zic așa. Adică tușa a existat întotdeauna. O exprimare mai elevată, o exprimare mai unturată de această energie despre care vorbeam puțin mai devreme. Tușe regăsite și în Electrica, respectiv muzică pop-rock cu accente etno. Cum să-i spunem, Eliza? Eu i-am spus electrofolclorice. Electrofolclorice, exact, cel mai bine spus. Da, i-am spus așa pentru că nu este folclor autentic, este cumva o reinterpretare în stilul No Stress.
Și pentru că avem instrumente electrice, zic așa, am dat un nou nume și am spus pop rock cu influențe electrofolclorice. E o idee care a venit cumva natural, dacă vrei. Cristi a fost cel care a venit și a spus, mi-a venit o temă în minte, uite, vreau să facem piesa asta și uite, hai să încercăm. Și am simțit, cum a zis și Alex, că ne reprezintă, pentru că noi de fiecare dată când am venit pe scenă cu repertoriul nou stres, am încercat exact așa cum ai spus și tu, Alex, să aducem și muzica preferată, muzica noastră preferată. Și cumva piesa asta reușește să îmbine mai multe stiluri care reprezintă într-un fel, într-o măsură mai mare sau mai mică pe fiecare din trupa nou stres. Acum, e clar că voi, cunoscând muzică, mâncând-o puțin pe pâine, ați știut acolo ce să băgați și nu e nimic întâmplător. Dar din punctul vostru de vedere, lipsea genul ăsta muzical din piața română? Lipsește. Era neglijat total. Lipsește de ceva timp deja și nu vreau să spun că noi încercăm să-l readucem, pentru că e o sarcină destul de dificilă, dar încercăm să punem așa o mică părticică din noi și în treaba asta. E o luptă în ceea ce privește pătrunderea unui stil deja nișat, pot să zic, la noi, în industria comercială. Adică să mai mâncăm și altceva, că nu fi săturat de un anume stil care se aude cam pe toate radiourile. Nu-i rău, dar vorbeam apropo de diversitate zilele trecute cu invitații mei și spuneau că foarte mulți artiști sunt nevoiți să lase deoparte, să lase baltă stilul muzical consacrat sau cel pe care îl iubește pentru a fi comercial și a se auzi pe radio, pentru că altfel ușor vor dispărea. Și tot așa spuneau că ar cam fi vremea, tocmai pentru că trăim vremurile acestea, să mai aducem și nota personală, pentru că s-ar putea să nu mai existe diversitate și tot noi suntem cei care avem de suferit. E adevărat, însă, cum am spus, este o luptă, că în teorie sună foarte bine și promițător, dar în practică e puțin mai greu, pentru că te lupți deja cu un sistem foarte bine ancorat și un sistem care deja funcționează și la care oamenii reacționează imediat. Iar tu când vii cu ceva nu neapărat nou, că nu am inventat noi genul pop rock, însă, na, pe planetă e un mare vogă. La noi e așa un pic mai puțin vizibil. Și de asta spuneam că e o luptă, pentru că deși tu încerci să vii cu tușa asta personală, pentru început nu e loc. Vreau să spun, pe lângă creativitatea pe care înțeleg că o vărsați în nou stres, voi aveți și proiecte individuale. Cam ce mai faceți, măi, Alex, în timpul liber, dacă îl mai aveți? Bun, foarte bun. Păi, evenimentul ăsta nefericit la nivel global, pe numele său pandemie, exact cum spuneam mai devreme, ne-a invitat la introspecție, ne-a invitat să ne regăsim. Eu, personal, am făcut pași către muzica cultă, către muzica clasică. Învăț un concert nou pentru pian și orchestră. Citesc foarte mult. Încerc să-mi păstrez parcursul ăsta de învățăcel perpetu generat de statul în casă. La mine nou stres, îmi consumă toate resursele. E proiectul meu de suflet, dacă pot să spun așa, proiectul meu de suflet și mă implic cât pot, mă lupt cât pot să țin lucrurile să meargă. Uite că tot am vorbit de pandemie, pe parcursul pandemiei am venit cu o idee împreună cu Gașca, ce s-a numit Cântăm de Acasă, o serie de 6 live-uri care au fost făcute în fiecare sâmbătă pe pagina noastră de Instagram. Am fost și eu moderator, dar am fost să sun așa. A trebuit să-mi iau un rol de a intervieva colegii și de a-i face să vorbească despre ei, pentru că mi-am dorit foarte mult ca cei care ne ascultă să ne și cunoască individual și să știe ce oameni frumoși și talentați există în gașca asta. Și mi-am dorit tare mult să expun
să-i expun, de fapt. Vreau să-mi spuneți unde sunteți de găsit, dacă oamenii vor în continuare să afle de voi, să vă caute, să vă dea share piesei, bineînțeles. Bineînțeles pe YouTube, unde am încărcat piesa Electrica și unde puteți vedea foarte multe playlist-uri cu noi în diferite concerte. Pe Facebook, pe pagina noastră de Facebook No Stress, pe Instagram, însă de câtva timp avem și TikTok, pentru că trebuie să ținem pasul. Trebuie să ținem pasul cu lumea modernă, să spun așa. Și ne puteți găsi și acolo, unde vom pune tot videouri cu noi cântând. Deci există multe platforme, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, No Stress, suntem acolo, vă așteptăm cu follow, cu share, cu like, cu tot ce se poate. Cu întrebări, cu tot ce se... Exact, tot. Vă urez succes, vă urez răbdare ca să ajungeți în urechile tuturor, pentru că na, cu răbdarea trece marea. Vă urez să stați foarte mult pe platforma TikTok, pe care eu o găsesc mega interesantă. Mulțumim din suflet! Mulțumim de invitație, vă pupăm, mulțumim pentru prietenie în primul rând și la o revedere! Sincron.